Psalmul 119, așa cum bine știm, are ca teza principală frumusețea, necesitatea, importanța cuvântului lui Dumnezeu și ca și scop pentru noi cuvântul lui Dumnezeu ca și cheia sau instrumentul prin care putem trăi o viață sfântă, o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Felul în care putem ca să intrăm, în primul rând, în prezența lui Dumnezeu, fiind îndreptățiți prin credință, prin credința care vine prin auzirea cuvântului, dar apoi și practic, pragmatic, cum trăim înaintea lui Dumnezeu, încât să fim plăcuți Lui. Și, fiind plăcuți Lui și trăind în acest fel, trăim o viață care este plină de împlinire, pentru că pentru aceasta am fost creați. Am fost creați ca să trăim după voia lui Dumnezeu. Am fost creați ca să trăim în părtășie și în comuniune cu Dumnezeu. Și aceasta poți face în mod deplin doar atunci când ești ascultător față de Dumnezeu. Doar atunci când ești plăcut înaintea lui Dumnezeu. Trăiești după legea și cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl experimentăm și noi în viața de zi cu zi cu cei dragi ai noștri. Atunci când ei, copiii noștri sau cei apropiați nouă, se comportă într-un fel care este nedrept, neplăcut, lucrul acela pune o tensiune asupra noastră. Lucrul acela alterează relația noastră și nu putem trăi într-o părtășie deplină. Chiar dacă sentimentele noastre, chiar dacă devotamentul nostru față de acea persoană nu s-a schimbat, experimentarea relației noastre împreună cu acea persoană este alterată. Ca noi să trăim o viață cu adevărat îndeplinită, în părtășie cu Dumnezeu, o viață plină de bucurie în prezența lui Dumnezeu, trebuie ca să căutăm să fim sfinți, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Sfințenia are două aspecte, aspectul pozițional, da? Suntem sfinți pentru că am fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Asta însemna în modul cel mai simplu ca să sfințești ceva. A lua un obiect și a-l desemna ca și fiind separat, ca și fiind special pentru ceva, pentru o slujbă. Și noi am fost sfințiți pozițional prin Hristos pentru că am fost puși deoparte, aleși, separați de lumea aceasta cu scopul de a fi în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dar sfințenia ne învață Scriptura are și un aspect practic, pragmatic. Și scopul acestei alegeri, ne învață Scriptura, este că am fost aleși ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Să avem o viață care corespunde cu acest statut. O viață sfântă, o viață care este trăită după cuvântul lui Dumnezeu. Până aici, psalmistul, cum am zis, ne-a arătat din nou și din nou importanța cuvântului lui Dumnezeu pentru a trăi o asemenea viață. Și aici, încă o dată, vine și ne învață cum să trăim o asemenea viață. Ne învață, dacă vrem să formulăm în felul acesta, secretele unei vieți sfinte, da? Sau formula pentru o viață sfântă, da? Pentru cei care luați notițe, s-ar putea spune că ăsta este titlul predicii. Fratele Iosif, după fiecare predică, mă întreabă: frate, care este titlul? Și mie nu-mi place să răspund, pentru că titlul unei predici sau mesajul principal ar trebui să fie evident. N-am predicat foarte bine dacă nu știți despre ce a fost predica la finalul predicii, da? Și ca să vă captez atenția de la început, încep cu o ilustrație, pentru că așa se spune în cursurile de homiletică, trebuie ca să încep cu ceva ilustrativ. Dacă este și cu umor, este și mai frumos, pentru că oamenii reacționează bine la umor. Probabil că știți istorisirea, povestea despre cei doi bătrâni care frecventau toată viața lor împreună biserica, până când ea s-a îmbolnăvit într-o dimineață și n-a putut ca să meargă. Și a mers singur. Și când a venit acasă, i-a cerut raportul, da? Și a zis: cum a fost la biserică? Foarte bine. A fost fratele păstor? A fost. A predicat fratele păstor? A predicat. Păi ce a predicat? Păi a predicat din Biblie.
Dar ce a predicat din Biblie? Păi acum ce a predicat? A predicat despre păcat. Bine, dar ce a spus despre păcat? A interogat soția. Păi acum ce-o fi spus? Bănuiesc că a fost împotrivă. Înțelegeți, dacă la finalul predicii voi nu știți dacă am fost pentru sau împotriva păcatului sau care a fost ideea predicii, dacă din predica aceasta nu o să deduceți dacă ar trebui să trăim o viață sfântă sau n-ar trebui să trăim o viață sfântă, înseamnă că nu am fost foarte clar în expunerea mea. Dar, ca să evităm aceasta, vă dau titlul de acum: Secretele unei vieți sfinte sau formula pentru o viață sfântă. Psalmistul, precum în tot psalmul, este preocupat pentru ca noi să fim sfinți și ne arată că cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul principal, dar nu este neapărat singurul instrument sau singura cheie. Cuvântul lui Dumnezeu în tandem sau împreună și cu alte elemente lucrează în viața noastră pentru a produce o viață sfântă. Și aici, în această strofă, ne arată câteva aspecte esențiale pentru a avea această viață sfântă. Da? Înțelegem, este clar că ne dorim o asemenea viață, este necesară o asemenea viață pentru că Dumnezeu o cere, se spune să fim sfinți pentru că El este sfânt și ar trebui să ne zbatem să trăim o asemenea viață. Da? Primul lucru care ne spune psalmistul că este necesar pentru a trăi o asemenea viață de sfințenie este să avem o dispoziție corectă. Da? O dispoziție corectă. În primul rând, trebuie să avem o dispoziție corectă față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca să ai dragoste față de Dumnezeu și față de legea sa. Dacă nu ai această dispoziție, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, poți încerca cât vrei, sau de fapt nici nu înțeleg de ce ai vrea ca să trăiești o viață sfântă. Da? Trebuie ca să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești cuvântul lui Dumnezeu. Și salmistul spune, iubesc legea ta. Între aceste două, între dragoste și Dumnezeu, vedem că este legea. Pentru că legea sau cuvântul este instrumentul prin care Dumnezeu se revelează. Este felul în care poți ca să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Când noi spunem că iubim legea lui Dumnezeu, de fapt, spunem că iubim pe Cel care ne-a dat acea lege. Pentru că legea este instrumentul, cuvântul este instrumentul prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu și prin care putem să intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Noi nu iubim ad literum, nu iubim propriu zis cuvintele scrise. Dar nu ne închinăm la foi, la manuscrise. Noi iubim pe Dumnezeu pentru că prin acele cuvinte, prin acea revelație, El s-a descoperit și putem să-L cunoaștem. Ca tare, între dragostea noastră și obiectul dragostei noastre este acest element, legea, cuvântul, care este mediul prin care putem să intrăm în legătură cu persoana pe care o iubim. Când noi spunem că iubim cuvântul lui Dumnezeu, în același timp spunem că iubim pe Dumnezeu și iubim ceea ce Dumnezeu ne-a comunicat, pentru că este din El. Iubesc legea ta. Iubim legea pentru că este a lui Dumnezeu. Noi iubim abstract, o iubim pentru că provine de la El. Iubim legea Lui pentru că are caracterul lui Dumnezeu. Ea este revelatoare. Ea ne-L descoperă pe Dumnezeu. Ea este o împărtășire a lui Dumnezeu cu noi. Într-un fel în care nicio altă operă literară nu poate fi. Și într-un fel în care fiecare operă literară este. Dacă eu scriu o carte, da, și o împărtășesc cu dumneavoastră, am împărtășit ceva din mine cu dumneavoastră. Am împărtășit gândurile voastre, emoțiile mele. Și în același fel, Scriptura împărtășește ceva din Dumnezeu cu cel care o citește, care o iubește, care o prețuiește. Da? Doar că la un nivel total altfel, la un nivel tainic, la un nivel supranatural, atunci când Duhul lui Dumnezeu vine și aplică această lege, aplică acest cuvânt în inima noastră. Cuvântul, ne spune Scriptura, este viu și ce? Lucrător, da? Cuvântul este viu și lucrător. Asta este ceva care se poate atribui doar cuvântului Dumnezeu, da? Cuvintele noastre
Au și ele un caracter personal, ne reprezintă pe noi, dar cuvântul lui Dumnezeu este special pentru că este al lui Dumnezeu, pentru că provine din Dumnezeu, pentru că are scopul de a-L revela pe Dumnezeu și pentru că este însoțit de Duhul lui Dumnezeu care îl aplică în inimile noastre și îl face viu și lucrător. Da? De aceea noi iubim cuvântul, legea lui Dumnezeu, pentru că are caracterul lui Dumnezeu. Legea este sfântă, precum Dumnezeu este sfânt. Legea este bună, precum Dumnezeu este bun. Legea este desăvârșită, perfectă, precum Dumnezeu este desăvârșit și perfect. Legea sau cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, precum Dumnezeu este veșnic. Și am putea continua. Atributele lui Dumnezeu sunt revelate în cuvântul lui Dumnezeu, ba mai mult, Biblia ne arată că cuvântul lui Dumnezeu împărtășește sau se transferă anumite atribute cuvântului Dumnezeu. Da? De exemplu, dacă vorbim despre faptul că Dumnezeu este veșnic și Biblia spune despre ea că ea este veșnică. Cuvântul revelat este veșnic. Ceea ce se poate cunoaște prin revelație rămâne veșnic. Dăinuie veșnic precum Dumnezeu dăinuie veșnic. Da? Anumite aspecte sau atribute a dumnezeirii au fost transmise nouă prin cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți aspectul acesta. Dacă nu iubești pe Dumnezeu și dacă nu iubești cuvântul lui Dumnezeu, restul încercării de aici încolo de a trăi o viață sfântă este inutilă. Ascultarea fără afecțiune este inutilă și până la urmă imposibilă. Întâi trebuie să ai o afecțiune față de cel care ți-a dat legea și să ajungi ca să iubești cerințele Lui, pentru că sunt al Lui, pentru că le vezi ca și bune, pentru că îl iubești și iubești ceea ce El ți-a cerut, ca să poți ca să ai succes în a păstra acele porunci. Dacă nu, o ascultare fără afecțiune se va dovedi până la urmă inutilă, în sensul că nu va produce nimic benefic în viața ta, va fi un chin în viața ta, și imposibilă. Vei falimenta până la urmă. Vei ajunge la un punct la care vei spune, dar de ce mă chinui eu să păstrez legile acestea? Pentru cine până la urmă? Că nu mi-aduc nicio bucurie. Și vei renunța. Și vei renunța, da? În asemenea fel, trebuie să înțelegem că inversul este adevărat. Dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu dovedește dispreț față de Dumnezeu. Pentru că cuvântul este Dumnezeu revelat. Și atunci când disprețuim cuvântul, când nu-i dăm importanță, când nu ascultăm de el, când nu îl iubim, îl disprețuim pe cel care ne-a transmis cuvântul, care ne-a dat legea. Nu poți spune că ai afecțiune față de Dumnezeu dacă nu ai ascultare față de legea lui. Nu poți spune că tu îl iubești pe Dumnezeu, dar disprețuiești cuvântul său. Nu ești interesat să asculți de cuvântul său. Dispreț față de cuvânt dovedește dispreț față de Dumnezeu. Și ascultarea față de lege, ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu afirmă afecțiunea ta față de Dumnezeu. Cele două merg mână în mână. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, va fi o ascultare din dragoste. Și dacă îl disprețuiești pe Dumnezeu, va fi un dispreț, o neascultare față de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, tu nu ești interesat de cel care a dat acest cuvânt. În al doilea rând, tot vis-a-vis de dispoziția necesară, psalmistul ne spune că nu este suficient doar ca să îl iubim pe Dumnezeu. Sau altfel spus, atunci când îl iubim pe Dumnezeu, automat se naște în noi și o altă dispoziție, care vine mână în mână cu dragostea față de Dumnezeu, și anume, ura față de păcat. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu manifestă în mod automat și este corelat cumva. Creșterea în dragoste față de Dumnezeu produce o creștere în ură față de păcat. Și psalmistul spune chiar și față de cei păcătoși. Chiar și față de cei păcătoși. Îi urăsc pe cei nestatornici. În contrast cu ce sunt ei considerați nestatornici? În contrast cu Dumnezeu. În contrast cu Dumnezeu, omul și înțelepciunea umană este nestatornică, este trecătoare, este schimbătoare, este una care amăgește până la urmă.
Și psalmistul spune că odată ce am cunoscut pe cel ce este statornic, odată ce am intrat în contact cu legea lui Dumnezeu, care este veșnică, care este neschimbătoare, care este bună, care nu amăgește vreodată, și am ajuns ca să iubesc această lege și să iubesc pe cel ce a dat-o, nu pot să nu mă uit la ceea ce este în lumea aceasta, la ce mă cheamă lumea aceasta, la ce mi oferă lumea aceasta și să nu zic urăsc lucrurile acelea, urăsc lucrurile nestatornice, urăsc ideile omenești, filosofiile umane, urăsc orice nu este divin, orice nu este sfânt precum Dumnezeu este sfânt. Este un element foarte important, aspectul acesta că Dumnezeu și legea Lui este statornică. Este ceva absolut necesar pentru noi să avem ceva statornic în viața noastră. Până la urmă asta căutăm fiecare dintre noi. Într-o viață care este fugitivă, într-o viață care este trecătoare, într-o viață care este schimbătoare, astăzi ești, mâine nu ești, astăzi ești bogat, mâine ești sărac, da? N-ai control asupra absolut nimic. În viața aceasta toți căutăm un punct fix, un punct focal. Asta vrem până la urmă. Vrem să știm că ceva este sigur. De aceea suntem așa de deranjați, de exemplu, când cineva ne dă cuvântul lui de onoare, ne spune, îți promit, și după aia nu se împlinește. Suntem așa de deranjați de lucrul acesta, pentru că căutăm stabilitate, căutăm că atunci când ne-a spus cineva ceva să fie așa, neînțelegând că promisiunile oamenilor prin definiție sunt nestatornice. Frate, îți promit că mâine dimineață vin și te ajut cu ceva. Dar cine ești tu să știi dacă mâine dimineață vei fi în viață? Dar cine ești tu să știi dacă vei fi în stare să te ridici din pat? Când Biblia spune că ar trebui ca să spunem altfel, dacă Dumnezeu va voi, voi face lucrul acesta. Și ni se pare, nu, frate, astea sunt clișee pocăiești. Dar ia că am zis. Nu e așa. Pentru că ce zic eu nu este statornic. Ce experimentez nu este statornic. Dar înțeleg că asta vreau. Vreau stabilitate. Asta vrem. Asta vrea o soție, asta vrea o familie, asta vrea un copil, asta vrea o biserică, asta vrea o societate. Vrea stabilitate, vrea să știe că există siguranță. Și ne luptăm, cel puțin să ne dăm iluzia, că există siguranță, că există stabilitate. Există acele momente în viața oricărei familii, la un moment dat, când copilul începe și își pune întrebări despre viață și moarte. Și părinții sunt foarte tentați. Când vine copilul la el în dormitor, noi ni s-a întâmplat cel puțin odată, a venit Ivi la noi în dormitor, plângând că este frică că noi vom muri. Acum, dacă stați un pic să vă gândiți, frica ei este legitimă. Pentru că nu numai că s-ar putea să murim, sigur vom muri. Da? Tentația oricărui părinte în acel moment îi să-i dea copilului ce simte că are nevoie și are nevoie de asta, stabilitate, siguranță și să spună stai liniștită, mama și tata nu se duc nicăieri, stai liniștită, drăguța, da, draga noastră, nu cum să nu, culcă-te liniștită, aici vom fi și dimineața, aici vom fi toată viața ta. Când realitatea este că nu va fi așa. Răspunsul corect în acel moment este să defocalizez de pe mine ca și punctul focal de statornicie, de stabilitate, care și-l dorește orice om, de la un copil de câțiva anișori până la un om bătrân. Asta aș vrea, vrea să știe că ceva este sigur, să poate agăța de ceva. Răspunsul corect nu să spui, stai liniștit, mama și tata va fi aici pentru totdeauna. Ci să spui, da, așa este. Într-o zi, nu știm când, noi nu vom mai fi aici. Dar există cineva care veșnic va fi și care nu te va părăsi niciodată. Dacă te încrezi în El, niciodată nu vei fi amăgit. Întotdeauna va fi statornic. Promisiunile Lui sunt sigure. Nimic, nici moartea, nici încercarea, nimic nu poate amăgi promisiunile Lui. Omul caută ceva statornic. Ceva veșnic, ceva stabil. Și acel ceva nu poate fi altceva decât Dumnezeu, pentru că El este singurul care este așa.
Și în momentul în care psalmistul și credinciosul se întâlnește cu acel cineva și vede în cuvântul lui Dumnezeu acel ceva care caută, ceva statornic, ceva sigur, o piatră, o temelie care nu poate fi zguduită, să uită la tot ceea ce este în jur și spune, urăsc lucrurile acelea. De ce le urăște? Pentru că acele lucruri l-au amăgit din nou și din nou și a zis, hai la mine, încrede-te în mine, uite, îți dau eu ceva, îți dau cuvântul meu de onoare, că va fi bine, că te protejez, că te ajut. Și omul, pentru că caută stabilitate, se agață de orice. De promisiunea unui iubit, de promisiunea unui servici care vine și spune, uite, dacă ai jobul ăsta, cariera asta. Ce caută astăzi românii mai mult decât orice? De aia sunt tot felul de speaker motivațional. Să ajungă la independență financiară. Ce aberație! Independență financiară. Nu există așa ceva. Da? Nu există așa ceva. Poți să ai câtă avere poți tu visa. Și Dumnezeu într-o clipită transformă istoria că ajungem și noi, și americanii, și toți, cum era la nemți pe vremea războiului, că ardeau banii să se încălzească, că nu mai aveau nicio valoare. Și tu zici, bă, am muncit și am ajuns la independență financiară. Ce prostie! Amăgitor, da? Sau adaugă tu ce vrei, ce exemple vrei tu. Când te-ai uitat la ceva și ai zis, lucrul acela cu siguranță îmi va da stabilitate, îmi va da fericire. Când realizezi că ai fost mințit toată viața, pentru că în sfârșit ai găsit ce este statornic, urăști minciunile acelea. Și urăști oamenii care vin și îți propun lucrurile acelea. Și spui, nu pot ca să mai privesc așa ceva, nu pot ca să mai înghit asemenea minciuni, pentru că cunosc ce este cu adevărat stabil, ce este cu adevărat veșnic. Îi urăsc pe cei nestatornici sau cei nehotărâți. În contrast cu Dumnezeu, cum ziceam, omul și înțelepciunea umană este nestatornică, trecător, schimbător, o amăgire totală. Malcolm Gladwell, în cartea lui David și Goliat, o carte care o recomand, nu neapărat teologic, dar sociologic, este o operă extraordinară, explică că e necesară statornicia sau consecvența pentru stabilirea autorității legitime. Că asta căutăm și atunci când există autoritate în viața noastră, dacă autoritatea aia este statornică, consecventă în aplicarea autorității, o vedem ca și legitimă și o acceptăm și în momentul în care nu este statornică, nu este consecventă, există o rebeliune împotriva autorității pentru că înțelegem că nu este legitimă. Înțelegeți diferența? O experimentați în viața voastră, cu copiii dumneavoastră. Când ești statornic, consecvent în aplicarea legii casei tale, copilul răspunde prin supunere. Pentru că mai mult decât orice, el asta caută, stabilitate. Dacă el știe când mama a zis că așa îi, așa îi, fie că e promisiune, fie că e vorba că dacă încalci o poruncă vine pedeapsa, el atunci știe că trebuie să răspundă prin supunere. Pentru că el asta caută, de fapt, statornicie. Dar când mama sau tata spune, dragul meu, mâine la ora 12 te duc la parc. Și vine ora 12 și trece ora 12 și mama și tata nu l-au dus la parc. Sau când mama și tata spun, dragul meu, dacă ți-am spus să faci lucrul ăsta și nu-l faci, asta este consecința. Și nu face lucrul ăla și vine și trece fără nicio consecință. El nu mai acceptă autoritatea respectivă pentru că o vede ca și nelegitimă, nestatornică. Omul are nevoie de o autoritate în viața lui care este statornică. Și Gladwell explică în cartea lui aspectul acesta foarte bine, că atunci când omul este prezentat cu o autoritate consecventă, statornică, el răspunde pozitiv la această autoritate. Da? Și înțelege, mi se părea genial lucrul acesta, vă recomand cartea, înțelege că pentru a fi o schimbare în viața omului, care nu respectă autoritatea,
Este nevoie să vină alături de el o autoritate care în același timp este consecventă și plină de dragoste și arată dragostea față de om. Dă un exemplu foarte frumos despre un șef de poliție, o doamnă care conducea un departament de poliție în orașul New York, în unul dintre cele mai rele ghetouri imaginabile. Copiii acestea furau, consumau droguri, crime și numai nu puteau ca să rezolve această problemă. Și polițiștii au încercat să aplice cât mai sever legea. Cât mai sever, da? Și tot nu se dea niciun rezultat. Și femeia aceasta a zis la un moment dat, măi, nu merge. E nevoie de două aspecte ca oamenii să se schimbe. Pe de o parte, trebuie să înțeleagă că există legea, că este dreaptă și că este aplicată consecvent. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă că legea aceasta există spre binele lor. Adică că cei care au inventat legea, care au dat legea și care aplică legea, iubesc, le doresc binele. Și a început o campanie fantastică. Pe de o parte, polițiștii erau instruiți. Cum l-ai prins pe unul, l-ai taxat. Pe de altă parte, o campanie de a arăta acestor oameni că iubesc. De exemplu, de ziua recunoștinței, da? Știți ce este ziua recunoștinței? Avem și noi în România acum. În America se mănâncă curcan. Și femeia aceasta s-a dus la șeful mare de poliție și a zis, uite, am nevoie de un buget ca să cumpăr un curcan pentru fiecare familie din ghetoul acesta. Și a obținut fondurile și a trimis pe polițiști la oameni acasă, bătut la ușe și a zis, bună ziua, eu sunt ofițerul Cutărescu, am venit să vă aducem curcanul acesta și să vă spunem că ne pasă de voi și de copiii voștri. Împreună cu legea consecvent aplicată, ea făcea tot felul de lucruri ca să le arate oamenilor acestea că îi iubește. Dacă stăm să ne gândim la aspectul acesta, între lege și bunătate, da? Între dreptate și har, este un portret extraordinar a ceea ce Dumnezeu face cu noi în fiecare zi. Știți ce s-a întâmplat în ghetoul acesta? În contrast cu alte ghetouri unde doar s-a aplicat legea și legea aplicată de oameni n-are cum să fie consecventă, oamenii s-au schimbat. Copiii s-au transformat pentru că au înțeles două lucruri. Aplicarea legii este consecventă, legitimă și cei care o aplică, cei care au dat-o, ne iubesc, ne pasă de noi. Și în mintea lor, relația lor față de lege s-a schimbat. Dacă înainte o vedeau ca nelegitimă și ceva care le dorea răul lor, acum înțelegeau că autoritatea este legitimă și le vrea binele lor. Dacă înainte urau legea și pe polițiști, acum iubeau legea și pe cei care o aplicau. Și asta este nevoie să se întâmple și în mintea noastră, și în inima noastră. Și Dumnezeu din nou și din nou și din nou, pe de o parte aplică legea în mod consecvent și pe de altă parte ne arată harul și bunătatea Lui. Bunătatea Lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, ne îndeamnă la pocăință. Și în același timp privim la severitatea dreptății Lui Dumnezeu. Știm că El este consecvent până la capăt și nu va lăsa păcatul nepedepsit. Și aceste lucruri împreună în inima noastră produc o transformare. Înțelegem că Dumnezeu este drept și înțelegem că Dumnezeu este dragoste și ne îndrăgostim de un asemenea Dumnezeu și de legea Lui. Toate acestea să spunem că avem nevoie ca să avem aceste două dispoziții. Și când avem prima, adică îl iubim pe Dumnezeu și iubim cuvântul Lui, nu putem să nu avem a doua. Copiii aceia din ghetou, când au scăpat de droguri și de crime, au privit în spate la ceea ce le-a oferit ghetoul, în contrast cu ce aveau acum, stabilitate și dragoste și ordine, și-au urât nedreptatea, și-au urât drogurile, și-au urât crimele, pentru că dacă nu le urau, se întorceau înapoi la ele. De asemenea, noi, cei care am fost scoși afară, dacă vrem să spunem așa, din ghetoul păcatului, curățați, iubiți, îndreptățiți în dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, nu putem ca să stăm ca izraeliții privind înapoi la Egipt și să spunem, bă, de acolo, acolo erau chefuri, acolo era viață. Acum, numai calea îngustă, numai lacrimi, acolo. Nu înțelegi ce înseamnă dragostea de Dumnezeu. N-ai experimentat dragostea de Dumnezeu și de legea Lui dacă tot timpul tânjești după nedreptate și după lucrurile nestatornice.
Atunci când se produce adevărata dragoste de Dumnezeu și de cuvântul Său, automat și corespunzător cu nivelul, cu gradul de dragoste, se produce și un dispreț față de lucrurile amăgitoare, față de lucrurile nestatornice. Dragostea de Dumnezeu produce o ură sfântă față de păcat. Și ai nevoie de aceste dispoziții în viața ta, altfel nu ai nici o șansă. Nici o șansă pentru a trăi o viață sfântă. În al doilea rând, Psalmistul ne spune că avem nevoie de un context potrivit. Nu este suficient doar ca să avem o dispoziție, ci trebuie să fie un context potrivit ca să trăim această viață sfântă. Și contextul acesta, de asemenea, este reprezentat prin două coordonate. Dacă înainte erau sentimentale, aici ele sunt cumva poziționale. În primul rând, se spune că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Contextul optim în care credinciosul poate să fie sfânt este atunci când este în prezența lui Dumnezeu. Cu cât este mai aproape de Dumnezeu, cu cât vom avea mai mare succes în a trăi o viață de sfințenie. Psalmistul spune, tu, adică Dumnezeu, ești adăpostul și scutul meu și aștept să se împlinească cuvântul tău. O dispoziție față de Dumnezeu nu este suficient. Trebuie să existe o apropiere față de Dumnezeu. Pentru psalmist, Dumnezeu este descris ca și adăpostul și scutul său. El se localizează în Dumnezeu. Adăpostul este locul în care te adăpostești. Intri în el și ești acolo. Ești înconjurat de acel adăpost. Cu ce scop? Cu scopul de a te proteja de ce este afară. Scutul, de asemenea, este ceva care ții foarte aproape de tine, cu scopul de a pune o barieră între tine și ceea ce este în cealaltă parte, ceea ce te amenință. Și psalmistul spune că el îl vrea, el îl are pe Dumnezeu aproape. Ba mai mult, el este în Dumnezeu. Acesta este contextul în care poți trăi această viață de sfințenie. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu de la distanță. Nu există o relație cu Dumnezeu la distanță, prin scrisori și SMS-uri. Nu merge prin Facebook. Relația cu Dumnezeu este trăită personal atunci când tu te apropii de El și ești localizat în El. Ce înseamnă asta? Practic, vă puteți închipui fiecare. Ce înseamnă a te apropia practic de Dumnezeu? Când ești mai aproape practic de Dumnezeu? De exemplu, duminică dimineață, cel mai aproape de Dumnezeu poți fi când fizic ești în biserică. Tu poți să spui că ai o dispoziție de dragoste fantastică pentru Dumnezeu. Biblia ne spune că dacă n-ai aceeași dispoziție pentru copiii lui Dumnezeu, pentru închinare, pentru prezența la casa Domnului, dispoziția ta s-ar putea să fie o amăgire, o minciună. Dacă vrei ca să trăiești o viață cu adevărat aproape, cu adevărat sfântă, trebuie să cauți ca contextul în care te desfășori să fie cât mai aproape de Dumnezeu. Să te ascunzi în Dumnezeu, să cauți ca El să te, ca El să te protejeze. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei căuta tot timpul să fii cu Dumnezeu. Din nou, este foarte simplu și foarte logic. Vei căuta să alergi la El, să te adăpostești în El. În același timp, psalmistul spune că acest context produce în mod automat o separare de un alt context. Și anume, apropierea de Dumnezeu produce o depărtare de păcat și de cei păcătoși. Depărtați-vă de mine, răufăcătorilor, ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu. Există o apropiere de Dumnezeu și în mod automat, când te apropii de Dumnezeu, te desparți și te depărtezi de ceea ce este păcătos. Nu te-ai întrebat vreodată, așa, în sinele tău, de ce nu reușesc să împlinesc poruncile lui Dumnezeu? Stai și te uiți la viața ta. Vezi că dorința există. Aș vrea ca să realizez lucrul acesta, sfințenia aceasta în viața mea. Aș vrea să fiu ascultător în domeniile acestea în viața mea, dar nu pot. Nu se întâmplă. Din nou și din nou și din nou falimentez. Da? Totuși, parcă deși vrei, dorința există, din nou și din nou suntem împiedicați și cădem în aceleași păcate și în aceleași neascultări. Psalmistul ne spune
că trebuie ca să se întâmple ceva. Există ceva care poate și pe dumneavoastră și pe mine mă împiedică și trebuie ca să se întâmple ceva ca să pot, spune el, împlini poruncile lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să se întâmple, spune el, este acesta. Depărtați-vă de mine, rău făcătorilor. Ca să pot să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, răufăcătorii, oamenii neduhovnicești, trebuie să fie îndepărtați de mine. Oamenii păcătoși, aici mă refer la cei care sunt neduhovnicești, care n-au Duhul lui Dumnezeu, care caută răul, care vor ca să te atragă spre ce este lumesc și rău, spune psalmistul, trebuie îndepărtați. De ce? Pentru că ei împiedică pe cel credincios de la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Când noi am vrea să ascultăm, anturajul nostru neduhovnicesc ne împiedică. Eu experimentez asta câteodată, mă duc duminica la un eveniment la miaz. În familii de așa zis pocăiți. Și vine ora 4, 5 și îi vezi cum se uită unul la altul. Cum? Ce să faci? Continuăm distracția sau... Da? Și tendința, pentru mine mai puțin, pentru că eu trebuie să mă prezint, trebuie să fiu aici dacă nu-i bai, dar tendința este, mă, am fost dimineața la biserică, uite, toți o să stea aici, toți o să mănânci, o să simtă bine. Am fost și eu tentat câteodată să zic, uite, mă duc eu la biserică, rămâneți voi, familiei. Un anturaj neduhovnicesc te va împiedica de la aplicarea cuvântului lui Dumnezeu. Vor veni și vor pune bețe în roate ca să rămâi cu ei acolo în starea aceea neduhovnicească. De aceea Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Tu ai obiceiul, dorința, tendința să te duci la casa Domnului. Vin cei neduhovnicești și spun, da, uite, nu ne-am văzut de 3 luni de zile. Puteam să ne vedem ieri toată ziua și vineri toată ziua și mâine toată ziua, dar acum astea 2 ore? Cum nu mă iubești atât să stai cu mine? Și obiceiul tău bun este spulberat de o tovărășie, de o tovărășie proastă. Și psalmistul spune, acești oameni trebuie îndepărtați dacă vrei ca să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Și al doilea rând, ei nu doar că împiedică, dar ei influențează. Obiceiurile se formează cădând curs la ceea ce ei îți zic, rămâi influențat și automat devine și perspectiva ta. În timp devine perspectiva ta. Nici nu mai trebuie ca să sugereze ei obiceiurile proaste, că au devenit și obiceiurile tale. Ai fost influențat spre neascultare. Și aceasta este mai grav. Pentru că nu doar că te-au împiedicat de la ascultare odată, ci ți-au influențat gândirea încă după o vreme, neascultarea nici nu ți se mai pare o problemă. Dacă înainte te mustra conștiința, acum după ce ai fost influențat, nici nu te mai mustră conștiința. Gândești ca și ei. Nici nu mai trebuie să sugereze, este ceva automat. Ce înainte era o pată pe conștiința ta, acum face parte din felul tău de a gândi. Întâi te împiedică, te împiedică, te împiedică și nu-ți dai seama, da, în același timp te influențează, te influențează, te influențează și la un moment dat nu mai trebuie să fii împiedicat, că te împiedici singur. Și nici măcar nu te simți mustrat pentru păcatul care îl comiți. Și lucrul acesta se poate aplica în toate contextele. Există o corelare, cum ziceam, între cele două contexte. Cu cât te depărtezi de păcat și de păcătoși, cu atât te apropii de Dumnezeu și viceversa. Cu cât te apropii de Dumnezeu, în mod natural, te depărtezi de păcat și de păcătoși. Și practic, aplicația este foarte simplă, dar foarte dureroasă. Da? Poate există relații în viața ta care trebuie rupte. Pur și simplu să zici, nu e potrivit relația asta pentru mine. Nu pot să întrețin o asemenea relație. Da? Nu pot să întrețin o asemenea relație de prietenie. Nu pot să întrețin o asemenea relație romantică. Nu pot să întrețin o asemenea relație de business. Trebuie să rupem relația aceasta pentru că văd că sunt împiedicat de la ascultarea de Dumnezeu și influențat să mă depărtez de, El. Da? Poate există un anturaj care trebuie abandonat. Mă, îmi place fotbalul, dar nu mai pot să mă duc în anturajul ăla să joc.
Îmi place tenisul, îmi place nu știu ce, dar nu mai pot. Anturajul acela mă împiedică pe mine de la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă influențează. Poate n-ai realizat, dar din anturajul în care te afli, ai început ca să iei anumite maniere, anumite vorbe, anumite cuvinte, anumite gânduri. Trebuie ca să zic punct. Mă separ de acel anturaj. Simplu, dar dureros. Poate există anumite activități care trebuie sistate. Dacă activitățile respective, hobby-urile respective, plăcerile respective te fac din nou și din nou să compromiți cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie ca să te sparți de ele, să te depărtezi de ele. Aplicarea practică, din nou, este simplă, dar extrem de dureroasă. Și fiecare dintre noi cred că știe care sunt persoanele, lucrurile, contextele de care ar trebui să ne depărtăm și să ne apropiem de Dumnezeu. 3. Este nevoie de putere, spune psalmistul, pentru a trăi o viață sfântă. Sprijină-mă, versetul 116, sprijină-mă după promisiunea ta și voi fi înviorat. Nu mă da de rușine din pricina nădejdei mele. Întărește-mă să fiu zbăvit și să privesc neîncetat la orânduirile tale. Creștinismul nu este o religie a pragmatismului, ci este o religie a puterii supranaturale a lui Dumnezeu în viața noastră. Prin asta nu vreau să spun că lucrurile pragmatice nu sunt bune, dar că nu sunt suficiente. Nu funcționează fără o împuternicire a Duhului Sfânt în viața noastră. Deși toate lucrurile acestea pragmatice despre care am vorbit până acum și altele te vor ajuta, sunt necesare, trebuie să le implementezi pentru o trăire sfântă, trebuie să ai discipline spirituale, trebuie să cauți un context corect, un anturaj corect. Fără puterea din partea lui Dumnezeu, ele vor falimenta. Nu vei putea doar prin disciplină și doar prin anturaj să reușești să trăiești o viață sfântă. Creștinul nu poate păzi legea lui Dumnezeu decât dacă este el păzit de Dumnezeu. Creștinul nu poate păstra poruncile lui Dumnezeu decât dacă sufletul lui este păstrat de puterea lui Dumnezeu. Creștinul nu poate asculta decât dacă este abilitat de Duhul Sfânt să asculte. Biblia ne spune că omul firesc nu poate înțelege și nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Este nevoie de o intervenție a puterii lui Dumnezeu. Și psalmistul ne învață că trebuie să facem tot ce ține de noi. Tovărășiile greșite trebuie să le rupem. Obiceiurile proaste trebuie să le rupem. Tot ceea ce ține de noi, noi trebuie să facem. Discipline spirituale trebuie să le practicăm. Dar în același timp trebuie să facem totul într-o dependență deplină de Dumnezeu. Întotdeauna înțelegând că făcând ce eu pot face este inutil dacă El nu-mi dă putere. Dacă El nu mă păstrează, eu nu pot să realizez nimic. Dacă El nu mă incapacitează, eu nu voi realiza absolut nimic. Ce pot face atunci? Pe psalmistul ne arată două lucruri în aceste două versete care noi le putem face în dependență totală de Dumnezeu ca să primim această putere. În primul rând, facem ce face El, cerem sprijin. Asta face, sprijină-mă după promisiunea ta și voi fi înviorat. Venim și cerem în rugăciune sprijinul lui Dumnezeu. Doamne, am nevoie de puterea ta. Am nevoie, Doamne, de putere ca să rup aceste relații. Am nevoie de putere ca să trăiesc după placul tău. Am nevoie de putere ca să rup aceste obiceiuri proaste, să nu mai le practic. Cerem sprijinul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, împreună cu cererea ajutorului Dumnezeu, psalmistul spune că trebuie ca să cercetăm scripturile și privesc neîncetat, spune el, la orânduierile tale. Astea sunt cele două surse de putere spirituală în viața noastră. Și asta poți face tu. Puterea o revarsă Dumnezeu, dar tu poți să ceri sprijin și poți ca să cercetezi Scripturile. Și prin aceste instrumente ale Harului, Dumnezeu revarsă în viața ta puterea de a trăi o viață duhovnicească. Ca tare, trăim în dependență totală de Dumnezeu, făcând tot ceea ce ține de noi. Tot ceea ce ține de noi pentru a fi ascultători. 4. Și ultimul secret
este să avem o perspectivă corectă. Să avem o perspectivă, să privim lucrurile în mod corect. Fiecare dintre noi are o perspectivă formată, niște lentile. Chiar dacă nu porți ochelari, ai niște lentile prin care privești lumea. Te uiți la tot ceea ce e în jurul tău și ai un filtru prin care le treci. Inclusiv când te uiți la Dumnezeu. Și psalmistul spune că trebuie ca să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este El. Motivul pentru care foarte mulți creștini, nominal sau chiar adevărați, trăiesc vieți extrem de slabe și chiar de multe ori pline de păcat, este că au o perspectivă falsă a lui Dumnezeu. Li s-a zugrăvit în fața ochilor lor un Dumnezeu altfel, mai roz, mai drăgălaș. Și ei nu pot ca să privească Dumnezeul Scripturii așa cum este El, pentru că au niște lentile pe ochii lor, sunt orbiți în felul acesta. Psalmistul ne spune că ca să trăim o viață sfântă, trebuie ca să vezi un Dumnezeu sfânt. Ca să trăiești o viață plină de ascultare și sfințenie, trebuie ca să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este El. Versetul 120. Mi se înfioară carnea din pricina groazei tale și mă tem din pricina judecăților tale. Pentru creștinul modern, groază și Dumnezeu nu merg în aceeași propoziție. Dacă stai la ieșirea din biserică în dimineața aceasta, la cele mai multe biserici, și întreb cum a fost la slujba de închinare, nu prea vor fi biserici din care ies oameni și să spun m-am înfiorat. L-am văzut pe Dumnezeu și mi-a fost groază. Să spune, a fost yes! Super! Excelent! M-am simțit wow! Și răspunsul meu este nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. În Scriptură, de fiecare dată când un om se întâlnește cu Dumnezeu, nu jubilează, nu sare în aer, ci cade cu fața la pământ, tremurând, de groază. Sfințenia lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, frumusețea chiar a lui Dumnezeu, este de așa natură încât în noi, ființe murdare, urâte, păcătoase, când vedem, nu totul, când nu avem cum să vedem, când vedem puțin mai mult din ce este Dumnezeu, provoacă groază. Deci este de neconceput un Dumnezeu așa de sfânt, așa de glorios, așa de măreț, așa de drept. Dar dacă nu vezi un asemenea Dumnezeu care să te facă să te cutremuri înaintea Lui, dacă nu vezi un Dumnezeu sfânt care nu poate privi păcatul, care nu poate avea înaintea Lui, tu vei veni cu haina ta mânjită, cu viața ta plină de păcat înaintea lui Dumnezeu și vei jubila. Dar când îl vezi pe Dumnezeu așa cum este El și te îngrozești de starea ta și te îngrozești de păcătoșenia ta și realizezi că ceea ce cere dreptatea lui Dumnezeu este să te nimicească, o, câtă motivație pentru sfințenie. De asemenea, avem un filtru în felul în care îi vedem pe cei care sunt păcătoși, pe cei care trăiesc în păcat. Și filtrul acesta, a celor mai mulți pocăiți, din nou este unul foarte pozitiv. Nu privim la oamenii care trăiesc în păcat ca și niște oameni care se duc pe sens unic, cu viteza maximă, pe autostrada iadului spre pierzare, și privim așa, ca niște oameni buni, ca niște oameni care își trăiesc viața, ba mai mult de multe ori invidiem. Și psalmiștii la un moment dat, vedem că cochetează, dar să pocăiesc repede de sentimentul acesta. Doamne, dar până când să le meargă bine? Uite ce bine le merge, uite cât ospăț, uite câtă bogăție, uite câtă... Și noi numai suferință și persecuție și foamete... Și parcă îi invidiem. Sau poate chiar îi invidiem câteodată.
Pentru că ai un filtru despre felul în care privești pe Dumnezeu și felul în care privești pe acești oameni. Uitați cum privește psalmistul pe cei care se află în această stare. Versetul 118. Tu îi îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile tale, căci înșelătoria lor este zadarnică. Tu îi îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca zgura. De aceea, spune psalmistul, pentru că știu că am de-a face cu un asemenea Dumnezeu, pentru că privesc la cei care încalcă cuvântul tău și eu știu care este soarta lor. Eu nu mă uit la ei cum curvesc, cum fură, cum mint și zic, dar eu de ce n-aș putea? Eu mă uit la ei și zic, vai de ei! Eu știu care este finalul lor. Eu știu că îi așteaptă separarea totală și definitivă de Dumnezeu. Eu știu că vor fi șterși de pe fața pământului și trimiși în iazul cu foc. Și nu-mi doresc nici pentru o secundă ca să fiu ca și ei. De aceea, spune psalmistul, pentru că știu înaintea cărui Dumnezeu stau și cum acest Dumnezeu se raportează la oamenii care nu trăiesc o viață sfântă. De aceea eu iubesc mărturiile tale. Ei, dacă stai înaintea unui Dumnezeu care este indiferent față de păcat și care acceptă pe toți așa cum sunt, și dacă te uiți la cei care încalcă cuvântul lui Dumnezeu ca la unii care sunt mai fericiți ca tine, de ce ai mai ascultat de mărturiile, de legea și de cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți, perspectiva care o ai asupra lui Dumnezeu și perspectiva care o ai asupra celor care trăiesc în nelegiuire va determina felul în care tu te raportezi la Dumnezeu și la legea Lui. Dacă îl vezi în toată sfințenia Lui și în toată dreptatea Lui și în toată mânia Lui care se revarsă peste păcat, și dacă vezi că finalul vieții acestor oameni care trăiesc în răzvrătire față de Dumnezeu este iadul și pedeapsa veșnică, atunci, spune psalmistul, vei iubi mărturile lui Dumnezeu. Vei realiza ce mântuire magnifică a realizat Dumnezeu prin cuvântul Său în viața ta. Și la ce te cheamă El? La o viață împlinită acum, în părtășie cu El, și la o veșnicie de bucurii la dreapta Lui, împreună cu Fiul Său. Amin.